Cățelușul dormea pe covorașul lui, când deodată a auzit miau. A ridicat capul, a privit în jurul lui, dar n-a văzut pe nimeni. Poate că am visat, și-a spus el, și s-a culcat din nou. Dar n-a trecut mult timp și iarăși a auzit miau. Ei, ce să fie? Ce-o fi asta? A privit din nou în jurul lui. Din nou n-a văzut pe nimeni. Poate că s-a auzit din curte, și-a spus cățelușul. S-a ridicat, s-a uitat pe geam și iată ce a zărit. Un cocoș mare, cu pene colorate, cu o creastă falnică roșie, se plimba prin curte. Cățelușul a ieșit din casă, s-a îndreptat spre cocoș, s-a oprit în dreptul lui și l-a întrebat. Ei, tu ai spus miau! Cocoșul l-a privit uimit și a fluturat odată aripile strigând cucurigu! Cucurigu! Numai atât știi tu să spui cucurigu? A întrebat cățelul. Da, eu numai atât știu să spun cucurigu! Poate că am visat, și-a spus cățelușul și s-a întors spre casă. Dar chiar când se pregătea să intre în casă, iarăși a auzit miau. S-a întors, a privit în jurul lui și, dintr-o gaură mică din pământ, a văzut ieșind un șoricel. Aha, știu acum, tu ai spus miau. Chit, 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 a spus cineva miau? Da, a spus cineva miau, nu ai spus tu? Chit, chit, mi-e frică tare, nu, eu nu spun miau, mi-e frică. Și șoricelul a dispărut imediat în gaura lui din pământ. Cățelușul nu mai știa ce să creadă, era foarte uimit. Cineva a spus miau că am auzit eu, dar cine o fi? S-a uitat în jurul lui, prin curte, și a zărit într-o cușcă mare un dulău, un câine mare cu blană lățoasă, care era legat cu lanțul la cușca lui. Cățelușul s-a îndreptat spre dulău și l-a întrebat. Cumva tu ai spus miau? Dulăul l-a privit furios și a început să latre. Pleacă de aici, pleacă de aici că te prind acum. Cățelușul s-a speriat, a luat-o la fugă cât îl țineau picioarele, iar dulăul n-a putut să-l prindă pentru că era legat la cotețul lui. Obosit de alergare, dar fericit că a scăpat de dulău, cățelușul s-a așezat lângă o tufă cu flori. Uf, tot nu știu cine a spus miau, eu sunt sigur că am auzit. Și deodată și-a ridicat ochișorii și a văzut pe o floare o albină. Și-a întrebat și pe ea. Ascultă, tu ai spus miau! Albina s-a repezit la cățeluș. Te-nțep? Te-nțep? Și s-a așezat pe boticul lui și l-a înțepat. Au! Scâncea cățelușul de durere. Atât de tare îl durea boticul acolo unde îl înțepase albinuța, încât a luat-o la fugă, iar albinuța zbura după el și bâzâia. Te-nțep? Te-nțep? Ca să scape de albinuță, cățelușul s-a aruncat în apă, în lacul din grădină.
Când a ieșit cu căpșorul din apă, n-a mai văzut albinuța. Of, ce bine că am scăpat de albinuța, de albinuța staria. Dar deodată iarăși a auzit. Hei! Și a spus cățelușul, uite, chiar acum am auzit din nou miau. Și a zărit un pește în apă și l-a întrebat și pe el. Mai, eu cred că tu ai spus miau. Ai spus tu miau? Peștele n-a spus nimic și s-a scufundat în apă, dispărând. Of, ce întâmplare! Cine tot spune miau? Când cățelușul s-a întors să pornească spre mal, să iasă din apă, pe o frunză de nufă a văzut o broscuță și a întrebat-o și pe ea. Ei, tu ai spus miau! Broscuța a început să râdă. Cuac, 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 ce cățeluș prostuț mai ești! Broscuțele nu miaună, broscuțele doar o răcăie! Uac, 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 uac! Și a sărit și broscuța în apă și a dispărut din fața cățelușului. Foarte supărat, foarte trist că încă nu știa cine a spus miau, cățelușul a pornit spre casă, s-a așezat pe covorașul lui și stătea acolo trist și supărat că nu știa încă cine a spus miau. Și cum stătea pe covorașul lui, deodată cățelușul a auzit din nou miau și a ridicat privirea și ce să vezi, pe pervazul ferestrei a văzut o pisicuță. Pisicuța s-a întins și a mai miunat odată. Miau! Cățelul s-a repezit spre pisicuță și a început să o latre. Om, 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 om. Pisicuța și-a încovoiat spatele, s-a zburlit la cățeluș, l-a zgâriat pe botic, apoi a sărit în curte și a plecat. Iar cățelușul s-a întors pe covorașul lui. S-a întins pe covorașul lui cățelușul nostru. Era obosit, era ud, era înțepat de albinuță și zgâria de pisicuță, dar era fericit că acum în sfârșit știa cine spune miau.